Ziua 216. Eu nu caut o altă lume, ceva dincolo de moarte. Efortul pe care îl depun este acela de a transforma clipa prezentă într-un paradis, acum și aici. Nu sunt în favoarea amânărilor. Toți acești oameni care spun: dacă ești virtuos, după moarte vei fi recompensat, te păcălesc. Căci cine știe ce se întâmplă după moarte? Nu se întoarce nimeni să ne spună. Acești oameni care tot spun asta nu au cunoscut de fapt nimic, repetă ca papagalii. Eu îți spun să nu amâni niciodată. Amânarea este o șmecherie subtilă a minții. Trăiește momentul în totalitatea lui. Ține minte întotdeauna că acesta este singurul moment pe care îl ai. Nu există alt moment, nici altă lume. Această lume este Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu. Odată ce această viziune își face să lași în tine, îți transformă întreaga viață. Iar apoi, lucrurile mici devin foarte frumoase. Ceea ce este mundan devine sacru, iar banalul devine extraordinar.